vântul și soarele. Două resurse regenerabile aproape infinite. Dar care ne ajută mai mult? Ce este important este când bate vântul, România exportă, când nu bate vântul, România importă. Să mai vorbim și de locații. Nu numai Dobrogea este o locație favorabilă și Moldova este o locație favorabilă. Județul Galați are un potențial eolian fantastic. România are unul dintre cele mai mari parcuri eoliene din regiune în Dobrogea. Vedem turbinele cu toții în drum spre mare. La 12 metri pe secundă ele intră într-un nominal și merg în nominalul ăsta, adică maximul de putere pe care îl pot produce, de 2 MW, până la o viteză a vântului de 22-24 de metri pe secundă, când devine periculos. Dar oricât ne-am dori, niciun sistem energetic din lumea asta nu poate funcționa numai cu aceste două resurse. Nu tot timpul bate vântul și avem și zile cu nori. Niciun sistem nu poate funcționa cu 100% energie regenerabilă. Deci trebuie centrale de bandă, trebuie eventual centrale nucleare, trebuie eventual hidro, trebuie eventual și centrale pe gaze. Și apar dileme inclusiv la Bruxelles. Ce alegem? Producem hrană pe câmpuri sau energie electrică? Ultima, să spunem, modă acum este așa numitul agrivoltaics. Deci instalezi panouri fotovoltaice, dar fie pășunezi printre ele, fie cultive anumite plante care se simt mult mai bine dacă nu sunt perfect în bătaia soarelui. Iar energia consumată de tramvaie sau iluminatul public din marile orașe ar putea fi produsă de parcuri de fotovoltaice instalate la periferie. Am identificat un teren care e orientat spre sud, la ieșirea din oraș spre Timișoara, astfel că să ai panourile orientate de dimineață până seara, care are 30 de hectare și poate genera undeva la 25 de megawatts. Asculți Eu și Energia, podcastul care are grijă de facturile tale. Salutare, prieteni! Suntem Cătălin Striblea, Mihai Nicuț, redactor șef al publicației economica.net și Mihai Bucureșteanu, redactor Europa FM. Podcastul nostru de astăzi ar trebui să înceapă aproape idilic, cu o imagine pe care mai toată lumea care merge la mare o vede în zare pe măsură ce intră mai adânc în Dobrogea. Din goana mașinii pe autostradă, la depărtare, încep să se vadă morile de vânt așezate pe colinele din preajma Dunării. Sunt locuri unde le vezi cu sutele și au devenit parte din viața noastră. E și un sentiment de bine acolo, pentru că îți arată că putem spera la o lume mai curată. Și acum să oprim această imagine și să ne întoarcem la ceva ce fiecare dintre noi vede în fiecare lună, respectiv factura la curent. Vă invit, prieteni, să intrați pe pagina a doua și să vedeți rândul al patrulea în cazul meu. Acolo scrie clar certificate verzi și că am de plată 36 de lei. Cam așa trebuie să scrie și la voi. De la aceste certificate verzi pornește istoria pe care noi o avem de spus aici la Eu și Energia. Pentru că da, acele eoliene uriașe sunt făcute și cu banii fiecăruia dintre noi. Să-l ascultăm pe Mihai Nicuț. Pentru că la acel moment s-a considerat că prețul tehnologiei regenerabile, adică panouri fotovoltaice și la vremea aceea mai ales turbine eoliene, prețul tehnologiei este prea mare pentru ca prețul energiei electrice rezultat să fie competitiv în piață. Deci curentul era prea scump și nu era cumpărat. Iar investitorul trebuia să-și recupereze investiția vânzând acest curent care este scump. Dat fiindcă curentul nu se cumpăra la prețul lui de piață, atunci a apărut acest certificat verde care să mai atenueze din povara investițională a celui care dorea să investească. Sigur că am început cu eolienele pentru că astea le vede toată lumea. Dar adevărul este că plătim și pentru ferme fotovoltaice. Acestea nu mai sunt la vedere, dar fac parte din sistem și din viitor. Și mai ales fac parte dintr-un mod de a gândi. Nu mai depindem de alții și lăsăm o lume mai curată copiilor, chiar dacă plătim ceva mai scump. Făcea curent electric scump. Acum nu mai este chiar atât de scump pentru că și prețul tehnologiei a scăzut. Bun, scăzuse. Acum începe să crească din nou pentru că este criza care este. Păi, trebuie să ne gândim la ce vrea continentul și la ce vrem noi. De câțiva ani de zile există această orientare spre mediu, schimbări climatice, haide să facem totul mai verde, haide să poluăm mai puțin. Regenerabilele sunt bune dacă ți le dorești și dacă faci eforturi să le integrezi în rețea. Dacă nu, o să spui tot timpul că sunt niște tehnologii intermitente pe care nu te poți baza și că riști să rămâi fără curent, să nu ți se aprindă becul acasă dacă nu e soare pe cer sau dacă nu bate vântul.
Da? Regenerabilele au apărut din această dorință, mai ales a acestui continent, de a se înverzi și de a, măcar pentru producția de energie electrică, de a folosi cât mai mult surse nefosile. Adică să nu mai ardem atâta combustibil fosil pentru a produce energie electrică. Eolienele și fotovoltaicele sunt singurele capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile care nu folosesc, bun, mai există hidro, care nu folosesc încălzirea apei pentru a învârti turbine ca să producă energie electrică, da? Deci nu se arde nimic. Se folosește o resursă care este regenerabilă în măsura în care este pentru a produce energie electrică în condiții de sustenabilitate și în condițiile acestea în care încercăm să evităm cât se poate poluare. Noi am subvenționat și continuăm să subvenționăm această schemă până în anul 2030. Ce a făcut această schemă? A dus la apariția a aproximativ 4500 de megawați, 3000 în centrale eoliene și cam 1500 în fotovoltaice, alături de aproape alte 500 în microhidro și în biomasă. Nu vom plăti la infinit aceste certificate verzi. Din 2030 vom renunța la ele, iar energia verde va deveni o afacere de-a dreptul. Am stat de vorbă și cu expertul în energie, Valeriu Bining. La un moment dat, pe la nivelul anului 2014, autoritățile au spus, ok, eu v-am promis 6 certificate verzi pe megawattul oră produs din surse solare, 3 din eoliene, dar nu mai pot face chestia asta. Economia și populația românească nu pot plăti asemenea sume. Și atunci, pe de-o parte, investitorii privați au adus instalațiile în România, deci au cheltuit cele 7 miliarde, au adus instalațiile în România și nu făcea sens să le ia și să plece cu ele. Așadar, ele au rămas în România, dar perioada în care vor primi certificate verzi s-a extins. Și acum sunt date vehiculate 2030-2032. Deci da, vom continua să plătim, dar este o datorie pe care guvernanții români au asumat-o când au pus în mișcare schema de sprijin. Ce facem acum este să-i dăm viteză. Sunt două tipuri de scheme de sprijin adoptate la nivel european pentru încurajarea apariției de capacități de producție regenerabil. Primul este feed-in tarif și anume se garantează un preț de preluare a energiei electrice produse de centralele eoliene și fotovoltaice și al doilea este acest sistem de certificate verzi prin care producătorul de energie din surse regenerabile primește un anumit număr de certificate verzi în funcție de tehnologie, certificate verzi pe care le cumpără furnizorii de energie electrică din piață și pe care apoi ni le transferă nouă în facturi, urmând ca banii să revină apoi pe circuitul invers către producătorii de energie din surse regenerabile. Acesta este primul pas, cel pe care îl vedem în facturi. Haideți să mergem un pic mai departe și încercați să vă închipuiți un pic harta României văzută de sus. Zona sudică este cea mai însorită și aici veți găsi fermele de fotovoltaice. În Dobrogea bate cel mai tare vântul, dar minunat ar fi să reușim să punem moriștele astea pe mare. Dar până să avem ca Marea Nordului turbine în larg, vă propun să aflăm câteva curiozități despre o astfel de mașinărie. Și am mers direct la sursă. Sorin Zamfir este administratorul unui parc eolian din județul Tulcea. În marea lor majoritate, dimensiunile sunt tot undeva pe acolo. Turbina are o înălțime de 100 de metri, de jos până la nacelă. Dacă ridică și pala sus, ajunge la 145 de metri. O pală are cam 45 de metri. În acela are dimensiunile unui autobuz. Greutatea ei e cam de 70-80 de tone. Funcționează atunci când au un vânt potrivit. Toate turbinele, în general, pleacă de la o valoare minimă a vântului. La acea valoare înseamnă că încep să producă, care este situată între 4 și 6 metri pe secundă. Dacă ar fi în kilometri pe oră, ar fi cam 18-20 de kilometri pe oră. Turbinele au 2 megawatts, la o viteză a vântului de 6 metri pe secundă, produc câteva sute de kilowatts. Deci e proporțional. La 12 metri pe secundă, ele intră într-un nominal și merg în nominalul ăsta, adică maximul de putere pe care îl pot produce, de 2 megawatts, până la o viteză a vântului de 22-24 de metri pe secundă, când devine periculos. Efectul aeropurtant pentru palele turbinei, care sunt de fapt niște elice, devine atât de periculos încât turbina se oprește și se pune în frână mecanică, exact ca la autoturism. Niște saboți care apasă pe ax și îl opresc, dar și în frână aerodinamică. Palele se întorc într-un unghi potrivit, astfel încât vântul să treacă prin ele ca și cum n-ar avea niciun obstacol în fața lui.
Dacă bate vântul la o viteză optimă, cele 133 de turbine eoliene produc instantaneu 271 de megawați. Sunt grupate în 5 parcuri amplasate în raza județului Tulcea. La ce distanță sunt așezate una față de cealaltă? În parc este nevoie ca ele să fie suficient de distanțate. Faceți o analogie cu ciclismul. Știți că dacă o mașină circulă în față, ciclistul este avantajat pentru că este un gol de vânt imediat în spatele lui. Orice turbină care preia vântul frontal creează un gol de vânt în spate, ceea ce înseamnă că n-ar fi eficient să amplasezi o turbină imediat în spatele ei. Distanța este cam de 2,5 înălțimea turbinei. Deci între turbine, ținând cont că ele au 140 de metri cu pala ridicată, deci cam 280-350 de metri până în 400 de metri. Ele par multe și dese, dar așa cum turbina de departe pare mică, dar ea are 100 de metri, așa și distanțele între turbini sunt mari. Dar cum ajunge energia din acest parc în rețea? Energia produsă vine cu tensiunea de 30 de kV și pentru rețeaua de transport este nevoie să o aducem la 110 kV. Se știe că în rețeaua de transport, cu cât tensiunea este mai mare, cu atât pierderile sunt mai mici. Turbinele nu sunt conectate individual în stații, sunt grupate câte 6, 7, 8 turbine pe o linie electrică, practic e un cablu care trece pe la fiecare, cu o conexiune finală în stație, trecută prin transformator și apoi în rețeaua națională. Hai să revenim un pic la harta văzută de sus a țării noastre. Unde mai găsim astfel de parcuri? L-am întrebat pe Mihai Nicuț. În total sunt 10 de parcuri fotovoltaice și 10 de parcuri eoliene. Majoritatea parcurilor eoliene sunt concentrate în zona Dobrogei, care are cea mai mare resursă de cea mai bună resursă de vânt. În zona Dobrogei, de exemplu, în România este cel mai mare parc eolian de uscat din Europa. Da, sunt 600 de megawați instalați la Fântânele Cojalac. În momentul de față. Ca parcuri fotovoltaice, cel mai mare este undeva la 50 de megawați, dar există un proiect în Satu Mare de parc de 900-1000 de megawați, deci este ceva gigantic. Lăsăm puțin parcurile eoliene și ne concentrăm pe cele fotovoltaice. La nivel european sunt discuții intense. Hrană de pe câmp sau energie electrică de pe câmp? Ce alegem și ce soluții sunt? Revin la Valeriu Binig. Europa descoperă că are un mare deficit de capacitate de producție de panouri fotovoltaice, de invertoare și alte elemente componente. După care, dacă discutăm de câmpuri libere, dacă vedem acum, în România sunt peste 7.000 de megawați cu avize tehnice de racordare care așteaptă diverse mișcări pentru a se putea racorda, majoritatea sunt în parcuri solare. Să nu uităm că în toată lumea se discută hrană versus energie. De pe același teren ai putea să produci prin pășunat sau prin agricultură sau ai putea să produci prin panouri fotovoltaice. Ultima, să spunem, modă acum este așa numitul agrivoltaics. Deci instalezi panouri fotovoltaice, dar fie pășunezi printre ele, fie cultivi anumite plante care se simt mult mai bine dacă nu sunt perfect în bătaia soarelui. Deci agrivoltaics este la ora actuală o soluție de compromis. Dar de fapt, cât din energia românească este făcută din aceste mașinării care nu poluează? În consumul național, cam anul trecut, cam ce a produs eolianul și fotovoltaicul înseamnă cam 17%, deși capacitatea instalată raportată la capacitatea instalată națională este mai mare, este undeva spre 25%, spre 30%. Și cu care facem mai mult, cu vântul sau? Se face mai mult cu vântul decât cu soarele, pentru că și puterea instalată este mai mare. Deci cam 17% din tot ce se produce energie electrică este din vânt și din soare. Bun, dacă punem și hidro, care este tot o sursă de energie regenerabilă până la urmă, ajungem undeva la 40%. Iar această pondere poate fi mărită și cu implicarea autorităților locale. La Reșița, primarul Ioan Popa vrea să construiască un parc de panouri fotovoltaice la ieșirea din oraș. De ce? Avem foarte multe unități publice în subordine consumatoare de energie electrică. Și în cazul Reșiței, de
exemplu, noi avem iluminatul public, ca orice alt oraș, la 5200 de puncte de iluminat, înseamnă un consum destul de mare, chiar dacă îl trecem pe LED. După aceea avem creșe, grădinițe, școli, licee. Și noi trecem din nou transportul public pe tramvai, tramvaiul fiind un mijloc de transport care folosește tot curentul electric. Am zis, aceste trei pachete, am făcut un calcul cu colegii mei din primărie de la gospodărie și ne-a dat undeva la vreo 12-14 MW/h. Și atunci am identificat un teren care e orientat spre sud, la ieșirea din oraș spre Timișoara. E o colină foarte frumoasă și orientată astfel încât să ai panourile orientate de dimineață până seara. El are 30 de hectare, nu 20 de hectare, are 30 de hectare. Am făcut deja un pre-feasibility study cu o firmă din Franța și poate genera undeva la 25 de megawatts. Iar banii vin din fonduri europene. Dacă toate avizele se iau la timp, parcul ar putea fi gata chiar anul viitor, spune primarul Reșiței. Suntem gata ca la jumătatea lunii septembrie să depunem acest proiect de finanțare. E un proiect care se va duce undeva la 15 milioane de euro. Este o axă care s-a deschis pe PNRR. Spuneați că aveți acest studiu de prefezabilitate. V-ați gândit orientativ când ar putea fi gata acest parc? În cazul nostru, pentru că am făcut deja niște pași, am anticipat ce urmează și am făcut câțiva pași, noi suntem în situația în care, fără un fals optimism, cred că la finalul anului viitor, 2022, cel târziu în anul 2023, putem să-l punem în practică. În sensul că mai sunt câteva etape de parcurs din punct de vedere legislativ, în sensul de avize de mediu, avize de racordare, ce nu ușor trebuie să intri cu o cantitate de curent semnificativă în rețea. Trebuie comandate pur și simplu panourile în sine. Sunt materiale care acum e o bătălie mare pe ele și cu toate aceste disfuncționalități la nivel global. Desigur apar întrebările pe care și le pune toată lumea. Până la urmă, ce te faci în zilele în care nu este vânt sau nu avem soare? Mă întorc la Mihai Nicuț. Niciun sistem nu poate funcționa cu 100% energie regenerabilă. Deci trebuie centrale de bandă, trebuie eventual centrale nucleare, trebuie eventual hidro, trebuie eventual și centrale pe gaze, deși vedem ce problemă este cu gazul acum. Deci trebuie să existe o anumită capacitate de producție pe care să te poți baza și pe care să o poți modula în funcție de cât regenerabil îți intră în rețea. Atenție, regenerabilul, practic, costul resursei este zero. Este de la Dumnezeu vântul și soarele, da? Deci trecând peste faptul că nu poluează, este zero. Iar rețeaua trebuie să fie capabilă să coboare producția de energie din surse fosile în momentul în care această resursă zero începe să fie din abundență. Și mai este acea veșnică problemă a energiei. Toate sistemele noastre o produc în continuu. Ce se întâmplă când avem prea multă? Din nou, Mihai Nicuț. Soluții tehnice există astfel încât ca o rețea electrică să poată să acomodeze cât mai multă energie din surse regenerabile. Nu este nevoie. De exemplu, Germania acum reușește să funcționeze cu undeva la 30-40-30% din consum eolian și solar. Noi avem 17 și ne plângem. Germania reușește cu 30%. Pentru că există stocare, pentru că există modulare în centrale pe gaz, pentru că mai există într-adevăr cărbune care acum se folosește și pe care ni-l dorim să-l scoatem din mixul energetic după ce se termină nebunia cu războiul din Ucraina. Deci se poate, soluții sunt, dar trebuie să îți dorești să faci loc în rețea acestor moriști și panouri. Și o altă problemă. Chiar dacă am avea investiții în parcuri fotovoltaice și eoliene, rețeaua de distribuție nu poate prelua atâta energie în acest moment. Este nevoie de investiții, spune Valeriu Bining. Această putere produsă trebuie să fie evacuată printr-o rețea electrică pentru a ajunge la puncte de consum. În condițiile în care dezvoltatorii doresc să aibă puteri instalate mari în parcuri, deci să nu se chinuie cu câte un parc de 10 MW, alt parc de 10 MW și mai departe, vorbim de sute de MW, tot ce e peste 40 de MW putere instalată trebuie racordat la rețeaua de transport. Și atunci rețeaua de transport este asaltată în această perioadă de cereri de racordare. Ori nu poți să construiești o stație de racordare în fiecare punct în care cineva a reușit să securizeze niște teren agricol. De asemenea, există anumite circulații prin rețeaua de electricitate, în special cea de înaltă tensiune, care la un moment dat generează niște congestii de rețea. Și atunci, în principiu, rețeaua de transport este primul generator de restricții cu privire la puterile amplasate și cu privire
privire la planificarea racordării la rețea. Una peste alta, România nu a ajuns însă la momentul la care să nu aibă unde să trimită energie. Dimpotrivă, la cât producem în Dobrogea, avem greutăți în a scoate curentul de acolo. Deci resursa de vânt este concentrată în principal în Dobrogea, dar din păcate, cel puțin în momentul de față, rețeaua este destul de congestionată acolo, nu prea se mai poate instala nimic sau aproape nimic în Dobrogea, pentru că rețeaua nu poate să extragă energia de acolo, iar investitorii se uită acum și spre alte zone, de genul există ceea ce există și va mai exista deja în zona Banatului pe parte de vânt și instalări în zona de sud a Moldovei. Iar pentru fotovoltaic, haideți să spunem că este mai generoasă cumva resursa, pentru că se poate în Oltenia și în tot mare parte din sudul Munteniei, inclusiv în Ardeal. Da? Fotovoltaicul poate să-ți funcționeze chiar și la munte, atenție. Noi avem încă totuși planuri pentru construcția încă două reactoare nucleare, care se vor face tot la Cernavodă. Energia de acolo trebuie scoasă cumva. Noi avem planuri de asemenea pentru a construi centrale eoliene offshore, în largul Mării Negre, unde resursa de vânt, ok, nu este ca la Marea Nordului, dar nu este de neglijat și energia aceea va ajunge tot în Dobrogea și din Dobrogea va trebui să intre în rețeaua națională de transport. Trebuie scoasă de acolo ca să fie consumată inclusiv la București, care este o zonă de consum deficitară din punct de vedere al producției de energie. Deci se fac eforturi, momentan nu se poate, dar se estimează că cel puțin 500-600 de megawatt suplimentari vor putea fi instalați în Dobrogea și cu puterea evacuată peste 2-3 ani de zile. Dincolo de această congestionare, până la urmă, marea problemă a acestor rețele rămâne birocrația. Dacă astăzi rețelele acestea ar fi o soluție, un hățiș de acte stau în calea celor care vor să facă curent curat. Din nou, Mihai Nicuț. Problema este greutatea cu care că parcă lucrurile încep să se miște puțin, dar este totuși departe de a se ajunge la optim. Problemele sunt două, în principal. Greutatea cu care se obțin toate aceste avize și autorizații, pentru că există un set de acte pe care le cer autoritățile române și nu numai române, să știți. Comisia Europeană a trebuit să emită un set de reglementări cu statut de obligație prin care să oblige statele membre să reducă la maximum această perioadă de permitting, această perioadă în care trebuie să emită autorizațiile pentru instalarea de capacități în vânt și soare. Deci această durată mare de emitere autorizațiilor a fost o problemă mare, începe să se rezolve, dar este încă o problemă, este departe de optim. Iar a doua problemă este capacitatea limitată de racordare și durata racordării. După cum am spus mai devreme, rețeaua, cel puțin în România, nu este făcută deocamdată pentru a capta tot ce se poate construi în regenerabil într-o anumită zonă și trebuie upgradată, trebuie lucrări de investiții și modernizare acolo, iar și la rețeaua națională, la Transelectrica, perioada de obținere a unui certificat de racordare și racordarea în sine și timpul de la care vine un investitor și cere un certificat de racordare a unei instalații și perioada în care începe să livreze efectiv în rețea acea energie este încă destul de mare. Vorbim de luni de zile. La nivel european s-a propus o soluție pentru a reduce birocrația. Valeriu Binig. Uniunea Europeană recomandă crearea de astfel de go-to areas, deci zone dedicate instalării resurselor regenerabile. De ce? Tocmai pentru că în Europa durează extraordinar de mult procesul de autorizare. Și ei spun așa, alegeți-vă zona, faceți un studiu de impact de mediu și apoi oricine ar veni să se instaleze în zona respectivă, îi dați toate avizele într-un an de zile. Dacă e vorba de o reabilitare, să-i dați toate avizele în 6 luni de zile. Și noi acum începem și ne întrebăm, ok, hai să ne uităm în România. Deci avem de suprapus mai multe hărți. Harta rețelei de transport, harta resurselor agricole, harta potențialului solar, harta zonelor protejate de mediu, etc. Cu ce rămânem și mai mult? Cine decide că acea zonă devine un go-to area? Deci hai să ne aducem aminte că avem zone, regiuni de dezvoltare regională, avem județe, avem administrație centrală și întrebarea este cine și cum vine și pune pe masa probabil a guvernului coordonatele exacte ale unei astfel de go-to area, ținând cont de toate restricțiile discutate și guvernul până la urmă să aprobe pe bază de documentație cadastrală, etc. Asta e o zonă în care avizele se vor da într-un an de zile. Și, desigur, rămâne chestiunea investițiilor. Cât costă o astfel de turbină sau o serie de panouri?
Nu, calculul nu se face cum am crede cu toții. Ascultați-l pe Mihai Nicuț. Costul de instalare, după ce a scăzut în anii care au trecut, relativ 2019-2020, a început din nou să crească, pentru că avem o creștere, este mai scump totul în ziua de astăzi, da? Orice materie primă, orice metal, orice, totul este mai scump astăzi. Și se ajunge undeva la poate 800-900 de mii de euro un megawatt instalat în soare și se apropie din nou poate de pragul de 1,3-1,4 milioane de euro un megawatt instalat în vânt. Deci, atenție, calculul se face nu per instalație? Nu, se face per megawattul instalat. Acum mai trebuie spus ceva. Această tehnologie a evoluat astfel încât, mai ales la eolian, factorul de capacitate, adică perioada de timp în care o turbină poate să producă energie electrică dintr-un interval de timp determinat, a început să crească. Dacă era undeva la 16-15% acum câțiva ani, acum turbinele eoliene sunt mai înalte. Designul palelor este făcut ca să capteze viteza vântului, ca să producă energie electrică și la viteze mai mici, astfel încât acest factor de capacitate, pe lângă faptul că turbina este din ce în ce mai mare, s-a ajuns la turbine de vreo 20 de megawatts bucata. La final, am fost curioși să aflăm ce fel de companii sau de investitori își asumă o astfel de investiție. Da, momentan nicio companie, din câte știu eu, nicio companie de stat nu a dezvoltat capacități regenerabile în vânt și soare. Bun, au fost cumpărate, au fost dezvoltate de alții, au fost operate de companii străine și unele au fost vândute și ulterior cumpărate de companii românești. Și vânt și soare. Mai mult vânt, mai puțin soare. Bun, proiectul în sine este făcut în general de companii românești, dar nu numai. După care, proiectul, adică care se referă la obținerea tuturor autorizațiilor, obținerea pământului pe care se instalează aceste turbine sau panouri, după care vine un investitor mare și sunt momentan investitori mari care sunt prezenți și pe partea de distribuție și pe partea de furnizare de energie electrică, cum sunt CEZ sau Enel, de exemplu, care au parcuri eoliene și fotovoltaice în România. Sunt companii mari de producție de energie din surse regenerabile care au parcuri fotovoltaice și eoliene în România. În general sunt într-adevăr companii străine care au majoritatea instalațiilor, dar sunt și companii românești și investitorii români au început să prindă gustul și există un interes din ce în ce mai mare pentru a dezvolta acest tip de energie chiar din partea investitorilor autohtoni. Mihai Nicuț. Prieteni, aceasta este o proiecție a viitorului. Depinde de noi cum ne vom așeza sau ce hotărâri vom lua în legătură cu el. Viitorul ține de fiecare dintre noi, de clasa politică, de vot în esență și de ce vreți să lăsați mai departe copiilor. Acestea sunt decizii individuale. Noi vă putem da o perspectivă. Sunt, atenție, în diverse faze, proiecte de 38.000 de megawatți. În diverse faze. Nu știm câte se vor realiza, dar estimările industriei arată că până în 2030 se vor pune 9.000 de megawatți noi în vânt și soare. Adică undeva de două ori mai mult decât s-a pus până acum. Și atenție, acestea nu vor mai avea schemă de sprijin. Deci nu vom mai plăti certificate verzi pentru ele. Acesta este finalul episodului din podcastul Eu și Energia. Vă invităm data viitoare să vedeți cum arată un oraș care consumă mai puțin curent electric și poate făcut din resurse proprii. Spor la treabă! Ți-a prezentat Eu și Energia. Pregătește-te azi pentru energia viitorului și află totul despre dreptul tău la energie. Urmărește în întregime pe europafm.ro podcastul Eu și Energia, susținut de Enel.